Frații Jderi de Mihai Sadoveanu. De sfânta înălțare, hrama ctitoriei Neamțu se strânsese în preajma zidurilor și în ogrăzile călugărilor mare număr de norod. Unii veniseră să asculte slujba, alții ca să iei binecuvântare ori naforă, alții pentru scrisori de friguri, alții cu femei lunatice ca să le supuie sub patrafir la ieromonahi cu darul cetitului. Mai ales pe sfințitul Iosif starețul i-a revestit într-o această bună tămăduire, nu numai în Moldova, ci și în țara leșească și cea rusească. Toți cei sosiți știau de asemenea că se vor îndestula cu mâncare și vin, faima de primire de oaspeți a mănăstirii fiind întru totul neșterbită. O sârdie a boierilor și mila voievozilor înzestraseră îndestulător acest sfânt lăcaș, din turmele de la munte, din podgurile de la dealuri, din câmpiile arate de la apa prutului. Cu mila lui Dumnezeu era de unde sătura și mai mari mulțimi decât cele strânse acolo, în acea luminată zi de mai a anului 1469. În livezele mănăstirii mai erau încă meri înfloriți, soarele îi pătrundea de o aburire trandafirie. Slujba din tâi se mântuise la biserica cea mare din cetățuie, când toaca bătu din nou în turnul de la poartă, după care clopotul cel bătrân începu a suna rar, numai într-o dungă. Grămezile de oameni prinse rase mișcane liniștite. Se întrebau întâi din ochi, apoi din glas. O parte umplură medianul de dinaintea intrării, în jurul fântânii și a foișorului unde se slujea iarna, sfințirea apelor. Prea puțin și numai dintre cărmuitorii mănăstirii și ai ținutului, cunoscuseră din vremea vestea că se vedea acum. Câțiva slujitori aflaseră știrea cu două zile mai înainte și o ținuseră tăinuită de poporul care se îmbulzea la hram. Cu două zile în urmă, marți, sosiseră doi călărași de la Suceava cu carte pentru vlădica Iosif. Unul poposise la mănăstire, a doilea trecuse mai departe spre cetate, spre vânători și spre hergelia domnească de la Timiș, la apa Moldovei, unde era rânduit de multă vreme în slujba de comis, bătrânul Manole Părnegru, prieten de demult al răposatului Bogdan Voievod, părintele Măriei sale Ștefan Vodă. Cartea pe care o citise cu destulă greutate preasfințitului Iosif, punând între dânsa și ochii sfinției sale o făclie de ceară, cuprindea veste de sosire a Măriei sale Ștefan Vodă la hramul Sfintei Mănăstiri Neamțu. Acum vestea asta o aflau și noroadele. De când dădea sunet greu și prelung din când în când, chimvalul cel mare, monahii își purtau aici colorantiile mohorâte și își aplecau bărbile sub urechile spre urechile oamenilor, ca și cum s-ar fi aprins pulbere de pușcă, murmurul trecut dintr-o laturi în alta, apoi se revarsă în ogrezi. Muirile, care niciodată n-au destulă minte, prinseră a se tânguii cu mâinile la tâmpe și aș căuta prungii. Dacă bate clopotul și vine Maria sa, cine știe ce are să se întâmple? Au să se iște pohoaie, are să se reverse apa Moldovei, are să se pornească iar vreun război. A rămas acasă în sat mâța închisă în chile, găinele umblă slobode și n-are cine să le dea mâncare. Cu minte și bine ar fi să înhame gospodarii caii și pe loc să pornească fiecare la locul său, dar mai întâi trebuie să se știe de ce e vorba. Și numai decât fiecare dintre cei care nu l-au văzut, trebuie să-l vadă pe Maria sa. Cu toate că numai un om viteaz poate cuteza să ridice ochii spre Maria sa, iar cei nevrednici, cată să-și plece pletele în țărână, muierile tot ori îndrăzni să fure cu coada ochilor de lor zări. Să fie oare cumplit la vedere, precum se spune? Are anume paluș cu care ceartă pe unii boieri, scuturându-i după cute să povestesc? Dacă șeriga ungurilor Maria sa, Matia Șcrai, a dat înapoi de la baia când s-a arătat asupra călare pe calal, Maria sa Ștefan Vodă, ce poate face un creștin de rând?